Prefectul județului Buzău, Silviu Iordache, a anunțat că se va deplasa la începutul săptămânii viitoare la fabrica de mobilă din Nehoiu, acolo unde mai mulți angajați au organizat proteste ca urmare a faptului că nu și-au mai primit drepturile bănești. Silviu Iordache a declarat că va evalua situația și va încerca, în măsura posibilităților, să ajute la ieșirea din impas a societății. Da, am fost informat de situația din Nehoiu. În cursul săptămânii viitoare, luni, voi face o vizită producătorului din Nehoiu ca să evaluăm situația. Probabil că producătorul are ceva dificultăți financiare. O să stăm de vorbă cu dânsul să vedem în ce măsură pot autoritățile să-l ajute să depășească acest moment. Mai mulți lucrători din cadrul firmei au solicitat prefectului de Buzău să vină la fața locului, având în vedere situația grea cu care se confruntă, lipsa banilor și posibilitatea de a rămâne fără locurile de muncă. Domnul prefect, chiar și domnul președinte al Consiliului Județean ar trebui să implice pentru zona respectivă, că și noi facem parte din județul Buzău. Facem un apel către domnul prefect să vină să stea de vorbă cu noi, cu angajații. Peste 200 de angajați ai fabricii de mobilă din Nehoiu au organizat proteste începând din 1 mai, după ce nu și-au mai încasat salariile și bonurile de masă.